dimineața, începem un nou vlog. Victor merge la școală, da, Victor? Deci, mâncarea ți-am pus-o. Dar ce-i cu părul tău așa zburlit? Mâncarea ți-am pus-o, ce mai avem noi de pus? Apa ți-am pus-o, swimming ți-am pus și în spate tableta, tot, apă, tot. Da, merg eu să-l duc la școală pe Victor. Am luat camera în sfârșit, Doamne ajută, astăzi este joi, 19 septembrie. Am zis că o să postez miercuri și luni, duminică sau ceva de genul ăsta. Ei bine, n-a fost să fie pentru că ieri am fost plină de chestii și o să vă arăt când vin acasă ce am mai făcut. Am făcut ieri o ședință foto. Victor, ce faci? O ședință foto cu Natalia, abia aștept să-mi dea pozele. Gata, vine liftul, plecăm. Pa, pa! Gata, liftul era plin, nici măcar nu am apucat. Oh my gosh, bună! Bună! Avem pisici aici, care trăiesc, au căsuțe, cred că v-am mai zis. Da, Victor? Au căsuțe. Iată, așa mergem noi la școală, traversăm acolo și suntem la școală. Da, Victor? Apropo de varianta cu trotineta, este cea mai bună alegere posibilă. Pentru că Victor are tendința să mă tragă în urmă, să se prindă de mine. Eu sper că camera arată bine și nu a aburit foarte tare. Să mă tragă în urmă și așa ajungeam în 15 minute, jur. Bine, 10, exagerez, 15, 10, 12 minute maxim. Dar tot e mult. Acum, în 5 minute, suntem la școală, ca să înțelegeți diferența. Și iată că mergem. Afară e foarte bine și o să ies azi și cu Lavinia. Vreau să vă arăt că partea asta a blocurilor au balcoane foarte mișto, dar partea asta nu, turnurile, adică nu au, dar sunt foarte scumpe astea cu balcoane, deși nu au view mare lucru. Ce, mami, te trage? Ești ok? Hai! Ia uitați-vă! Păsăricile! Da, trebuie să montez azi neapărat vlogul și o să fac asta când o să vin de afară cu Lavi. Oh my gosh! Iată, cam așa se strânge lumea. Și acolo, la trecerea de pietoni, este un domn care dirigează și dirigează mașinile. Victor, stop! Și pietonii. Iată, acum oprește mașinile, dă voi la pietoni și respectiv de acolo cine a intrat acolo în școală poate să iasă. Ia să vedem, apucăm. Victoraș, ce faci, mami? Gata, copilul e dus la școală, iar eu mă duc să iau micul dejun. De obicei, dimineața nu apuc. De fapt, nici nu prea mi este foame, dar dacă mi este foarte, foarte foame, tot nu beau cafeaua. Doar iau ceva așa rapid să mănânc, ca un premic dejun. Eu mă duc acasă, iau micul dejun și apoi ieșim împreună cu voi la etajul 5 să o plimb pe Lavi. O să o duc un pic la teren să vă povestesc și despre Lavi, o adevărată aventură, dar vă zic eu imediat. Așa, fetele și băieților, având în vedere că camera mea se descarcă. Da, ai pus acolo. Bine? Bine. Bine, bine, nu vrei. O să o pun la încărcat și tocmai... Vrei să te vezi și pe tine? Ia, stai așa. Ia. E? Ai văzut? Ai văzut cum te-a prins camera? Ia stai, mami, să pună la încărcat acum. Lavinia, hai, mami, hai. Lavinia încă nu s-a spălat pe față. Acum o să o spăl. E pentru că am vrut să iau micul dejun. Dar voiam să vă zic că Lavinia are două săptămâni de când nu prea doarme noaptea. În sensul în care... În pat, mami. Vrei în pat cu mami, am înțeles. În sensul în care se cere în pat la noi.
Eu nu mă odihnesc. Camera. Da, mami a luat camera. De ce ți-e frică de camera? Ok, am înțeles. Odată era frică de camera. Acum am luat camera. Nu mai are camera acolo. De ce face asta, nu înțeleg. Dar asta e. Așa că pentru ca să dorm totuși ceva, așa prost cum dorm, dar să dorm, o luăm cu noi în pat. Și cred că o să facem asta până nu o să se obișnuiască iar. Pentru că eu cred că este vorba de un puseu de creștere, care trece peste o lună, sigur trece. Nu cred că dură. O lună, da. Da, luna stele, tu, mami, îți pornește când voi dormiți, da? Și, da, cam asta e situația cu Lavi, ce voiam să vă spun. În rest, suntem bine. Da, relativ bine, dar o să vorbim despre asta mai... Într-o altă ipostază, de fapt, nici nu știu dacă o să vorbesc aici despre asta. Doar vreau să vă zic că am aflat ce înseamnă un atac de panică și este groaznic. Și le am periodic și de asta nu sunt chiar bine. Motivul o să vorbim la un moment potrivit, dar acum da, învățăm să... Iată, ieri am avut un atac de panică, un început de atac de panică și cumva am putut să-l controlez. Nu știu cum funcționează asta, pentru că celelalte zile nu am reușit să-l controlez absolut deloc. Vorbesc, îmi amintesc și uite, iar mă pun în ipostaza aia. Este foarte și foarte... Niciodată, dar niciodată în viață nu am crescut în atacuri de panică, fetelor, ca să înțelegeți. Băieților, nu am crezut că există așa ceva. Și ce credeți? Am simțit pe pielea mea. Nu am știut că este atac de panică până n-am vorbit cu prietena mea și mi-a spus că și a avut și mi-a dat un test pe care îl faci și într-adevăr. Dar și cum descrie lumea acel atac de panică. Da, ai dreptate. Dar vă ziceam că ieri am fost la ședință foto la Natalia. Am făcut câteva poze, cred că vreo 6 am ales din tot ce am făcut. Apropo, ieri ne-a venit și Ikea, dar cred că vă arăt un pic mai târziu pentru că am camera la încărcat. Mă duc să-mi termin cafeaua, să-i spăl dințișorii la vinii, să o îmbrac, să iau gustărică ceva, cred că o banană și apă. Că nu o să stăm foarte mult, pentru că vreau să și o culc la amiază. Apropo, legat de somn, voiam să nu mai culc. Am încercat câteva zile, dar ea plânge, zice somn. Ieri a dormit la ora 4 și s-a trezit la 6. Nu-i treabă bună, așa că mai bine o pun totuși pe la 11, cum dormea ea de obicei. O oră maxim și apoi o trezesc. Da. Da, hai că ne auzim mai târziu. Fața mea este oribilă acum, dar n-am ce să fac. Poate asta influențează faptul că nu prea filmez, dar nu mai am ce să fac. Da? Asta e rezultatul sarcinii la mine pe față și asta este situația. Când o să nasc, o să-mi treacă. Tot o să-mi treacă după naștere, credeți-mă. Pentru că... Fetelor, la noi este dubla 2 de ieșire afară. Pentru că am mai ieșit odată, am așteptat liftul, dar la vin. Caca. Ai vrut caca? Da. Și am întrebat-o pe Lavi. Zic, Lavi, vrei la baie? Da. Și liftul deja venise. Zic, ok, mergem înapoi, mergem la baie, am mers la baie. Și ce credeți? N-a făcut nimic, dar asta e, oricum trebuia să ne întoarcem, pentru că nu aveam de unde să știu. Vrea totuși sau nu vrea, plânge un copil aici. Da? O pauză pentru că eu iarăși casc. Dacă o să vrea, o să mergem acolo deja la toaletele de jos. Dar până atunci, coborâm. Eu sper să-mi iasă ceva să filmez astăzi pentru că foarte greu îmi revin. Da? Dar trebuie... Haide, Lavi. Mami, nu este fierbinte. Ea zice că e fierbinte. Am ajuns la teren, apropo. Hai, urcă. Vrei să te ajut? Stai că te ajută, mami.
Îți place aici? Te joci? Wow! E mișto asta? Ia uite aici, vezi? Vezi, asta e aici. Vezi? Hop! A, sunt mai multe. Ia să-mi iau eu de jos. Că mi-am lăsat telefonul. Hop! Mamasita. Și cred că ghiozdanul. Sau nu, îl las acolo, că oricum ne plimbăm. Da, Lavi? Da. Și acolo, da. Cineva și-a uitat apa aici. Iată, sticla. Dar o să vină după ea. Vrei să te urc? Nu fierbinte. A, nu-i fierbinte, nu-i fierbinte. Hai. Stai că te urc, op. Așa, stai frumos. Ține-te, da? Și mami se urcă aici. Op. Numai că mami e mai grea. Op. Op. Așa fac picioare. Da, mami? O, mi-e greu, nu pot așa. Mauani. Da, da. Mai sus? Da. Mai tare, adică, da? Păi te dau, mă, sus. Așa? Așa? După cum puteți vedea, ne-am întors acasă. Este ora 10. Și este extrem de cald. Eu o hrănesc pe Lavi cu o banană. Banana pe care am luat-o cu mine, dar n-a vrut. Ca o maimuță, da? A. Este, văd, unde ești? Cine papă banana? Uitați-vă cât de roșie. Maimuța, da? Cât de roșie este. Da, ești roșie că ai fost afară și ți-a fost cald, da? Trebuie să fac acolo. Da? Nu știu dacă v-am arătat. Cred că v-am arătat perdelele. Eu le-am călcat acum. Sunt foarte frumoase. Și așteptăm să punem... Nu te alinta, te rog. Ține. Să punem pe celelalte. Să le punem în camere pentru că ne-a ajuns. Știți că sâmbătă am fost la Ikea, am comandat și ne-au ajuns, doar că nu ne ajung piese. Și o să trebuiască să mai merg, poate, cred că o să merg astăzi, când vine Tudor, o să iau mașina și să merg. Nu mai suport să mă duc cu taxiul. Hai, așează-te și colorează. De asta nu vreau să mă duc cu taxiul, deși am zis că o să fac asta, i-am zis lui Tudor că o să merg la miază, dar nu. Da. Tu vrei la baie? Vrei să colorezi? Da. Păi colorează. Și cam asta e. Acum o pun pe la vilasom și o să strâng un pic de prin casă. Nu vreau să mă forțez. Jos vrei? Bine. Câte puțin. Oricum nu am mare lucru de făcut. Mai am pâine de la altăieri. Da, la altăieri am făcut pâine. Și mai am. Am fost apropo la dentist. Nu știu, cred că am zis aici în încheierea trecută că trebuie să merg la dentist. Păi da, nu așa, pentru că... Vino aici, pe sofa. Hai pe sofa. Am fost și mi-a rezolvat, finally, mi-am rezolvat măseaua. Deci, efectiv, sub plomba pe care o aveam deja, s-a rupt o bucățică de dinte care mi-a păsat pe... în gingie, intra în gingie și îmi făcea durere. Dar era o durere, credeți-mă. Foarte mare. Gata. Ne auzim un pic mai târziu. În data de 24 am programare la a doua morfologie de trimestru 2. Morfologie de trimestru 2. Și abia aștept, credeți-mă, n-am fost 2 luni. Și deja abia aștept, dar cu morfologia asta îmi dau seama că sunt tot mai aproape de naștere.
Și da, wow, cum trece timpul. Gata, nu vă mai plictisesc, v-am pupat, ne auzim un pic mai târziu, nu știu ce o să facem. V-am zis că, vreau să-mi fac unghiile azi, neapărat, urgent. Aproape 3 săptămâni am de când le-am făcut, sau 2, nici nu mai știu. Dar mi le-am lovit și au nevoie de o restabilire, deși arată bine. Mi-am lovit câteva și mi le-am lovit tare, credeți-mă. Și are nevoie de o restabilire, vă pup. Să mă felicitați, am început să filmez cu timelapse-ul pe care îl aveam. În sfârșit am filmat vlogul, am montat vlogul, voiam să vă zic. Stai puțin, stai, ai răbdare, bine? Ea vrea totul, deci tot îi trebuie. Mami vrea să pună totul de pe carduri aici, ca să... Tu vrei să scrii? Da. De ce plângi? Șterge ochișorii acum. Hai șterge ochișorii și apoi mami îți dă să scrii. Da. Hai șterge, șterge ochii. Șterge ochii. Așa, voiam să vă spun că în sfârșit am făcut tot ce trebuie și o să mă apuc să... De fapt, m-am apucat deja să mut totul. Lavinia nu mai plânge, bine? Șterge ochii. Ne-am înțeles? Nu. Să mut totul de pe carduri pe laptop, pentru că Victor a filmat un videoclip și trebuie să-l montez și pe acela. El vrea să vadă rezultatul final, dar dacă o să ne iasă ceva, o să vă spun despre ce este vorba. Până atunci, ce faci? Și ca să mă apuc să le montez și pe acelea, ca să mă apuc să le montez și pe acelea, trebuie... Da, îți dau. Ai răbdare? Ai răbdare, da? Mulțumesc. Trebuie să le descarc. Nu, eu nu mai pot. Haideți că s-a calmat Lavi. Plânge din nimic. I-am propus să mănânce și și-a dat acordul, așa că o să-i încălzesc. Pilaf, da, mami? Da, pânșorul meu. Vreau să vă spun, stați așa, să pun aici camera și o să scot. Da, am montat vlogul, probabil l-ați văzut deja. Cine nu l-a văzut, vă rog să intrați, să vă uitați. Da, și vreau să mă apuc să mai strâng un pic, pentru că... Da, șterge, ia, ține șervețel, ține. Își șterge lacrimile. Inițial am început să fac ordine un pic, să mai strâng, dar din motiv că nu era să fac vlogul astăzi, am zis ok, las pe mai târziu, pentru că de asta mă ocup mereu. Las ordinea pe mai târziu și îmi fac treaba, stați așa. Să pun aici camera și să-i pun la încălzit un pic de pilaf pe care l-am gătit când l-am gătit. Marți? Da, astăzi este joi. Deci cam pe 3 zile ne ajunge dacă fac mâncare, două feluri de mâncare, uneori și al treilea poate fi o supă ca să completez și... Gen, două feluri de mâncare să fie neapărat ca să-i pot pune și lui Victor la școală. Cam asta e situația.
O să încălzesc un pic de pilaf, este aproape ora 2 sau chiar ora 2 și o să mă apuc un pic până la ora 2:30 să mai strâng, poate din camera lui Victor. Până atunci o să, nu cred că o să filmez, o să mai strâng din camera lui Victor, o să pun hainele la spălat, dar asta cu hainele la spălat mă gândesc încă, pentru că vreau să-l aștept și pe Victor ca să-i spăl uniforma lui, așa că cel mai probabil să... Da, și Navi. Cel mai probabil să pun la spălat după, dar o să fac chestii mărunte, gen, iată, trebuie să scot o cutie, trebuie să scot asta la ușă și tot felul de mărunțișuri. Trebuie să scot tot ce am în pungile de ieri, să pun haine pe la loc. Vreau să fac un pic așa de ordine, pentru că probabil, nu suntem siguri, dar o să avem musafiri în weekend. Și cred că de data asta o să filmez un pic când o să fie ei. Da. O să aflu. Dacă aflu bine sau nu, o să vă spun. Dar până atunci încă nu știm, așa că vreau azi și mâine, ei mâine ajung în Emirate, în Dubai, și dacă o să aibă timp o să intre și pe la noi. Nu, din alea ți-am dat, acum trebuie. Apropo, haideți să vă arăt. Apropo, nu v-am arătat, i-am luat la viniei. Da, îți dă mami. De pe iHerb, așa, vitamine. Da, mami. Se dă câte una pe zi. Doza recomandată. Da, ține. Și pentru Victor am luat omega 3, care se dau câte două pe zi, da, două de soft gel, dar eu l-am rugat să le înghită, pentru că sunt foarte, foarte înțepătoare, așa. Și respectiv ăsta pentru Victor, cu calciu și vitamina D. M-am gândit să îi iau așa, pentru că e și pentru dinți, el are câteva problemuțe cu dinții, și i-a plăcut. La vinii și mai mult i-a plăcut, prima dată i-am luat. Aha, tu ții minte că bunii ți-a dat jeleu, da? Și mami te-a certat? Da. Ei, lasă, că tu acum ești mai mare, da? Și știi, da? Hai să arătăm la fetițe ce... Ia uitați-vă. Aici avem așa, avem ăsta, trebuie să-l scot, boxul ăsta, hai de cameră. Da, ăsta e de cântat, da, pian, da, pui meu frumos. Aici ăsta trebuie să-l scot, trebuie să văd ce are înăuntru, care are niște instrucții, bla, bla, bla. Aici avem două boxuri din astea, care sunt de la jucării, dar le găsesc eu în trebuințare. Aici am niște haine pe jos. Astea sunt rafturile care nu mai trebuie acolo în dormitor la copii și pe care o să-l duc acolo la mașinile de spălat. Da, aici faci tu somn. Paturile nu sunt strânse, ca să știți. Așa spui tu. Mami, vino, da? În pat, da? De câteva zile, așa. Aici tot este încă dezordine, dar o să fac. Deci, i-am luat așa un raft. M-am gândit să-l punem așa... Puiu, da, ai băut lapte. Lângă perete, pentru că dacă o să se completeze ăsta, o să mai luăm unul. Și atunci să fie unul lângă altul. Cărți, da? Cărți. Astea sunt pentru Victor, cele de jos sunt pentru Lavi. Cele de jos, jos. Da, acolo. Deci, sus i-am pus Lego, care era pe biroul lui și care încurca, într-adevăr. Aici avem patul lui Victor, care nu este strâns. Patul la Vinie, pentru că a dormit. Da, 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 așa este. Da. Și iată, deci aici avem o cămașă care este curată. Ține pui. Da. Dar pe care s-a încurcat cu asta de pat. Cu lejeria de pat și de asta am pus-o aici. Asta apă, mami. Doamne, doamne, că nu sta ce gură o secundă. Că nasul de buba. Nasul avea buba? Da, când? Da, mami, că îți dați
Cu asta ți-ai făcut bubă? Da. Hei, e apă. Oh my gosh. Apă? Da. O să-ți dau apă. Lasă, asta de ieri. Bine? Mami o să-ți dea alta. Bine? Da. Da, o să mergem la bucătărie și o să-ți dau. Iată, o să vă arăt așa pe scurt, pentru că încă nu am făcut curat. Iată așa arată. Și fiecare box din ăsta are jucării în el. Le-am sortat cumva. Doamne, dar nu uita ce gură, nu uita ce gură, să vedeți. Da, le arăți la fetițe, da? Iată, astea nu știu unde să le pun, dar cred că o să le pun într-un box din ăsta și o să le bag în această căsuță. Căsuța nu vor să o strâng și o las așa, n-am ce să fac. Rafturile astea, mi-a zis Natalia că vrea să le ia ea și să o anunț. Am anunțat-o, a zis că nu-i mai trebuiesc, dar bona ei o să le ia. Le dau pentru că de ce să mai stea aici. Apă vrei? Hai acolo. Hai să-ți dau apă. Am mai luat asta. La fel și aici este... Stați așa, camera. Apropo, am luat din astea. Șine. Iată, vedeți că acolo trebuie să strâng. Pe pat, da? Și am luat o oglindă. Ia uitați ce mare e. Și iată, mi-am luat oglindă. Iată, acolo sunt eu, bună. Burtica mea, care este... Când fac? Luni fac 20 de săptămâni. 20, fetelor, 20 de săptămâni. Când au trecut? Da, eu nu știu cum să deschid, să știi. Nu știu când și cum au trecut. Lavi poate. Dar da, iată oglinda mea în care o să mă văd din cap până în picioare și eu abia aștept să îmi fac poze și reels-uri în ea. Oglinda asta v-am zis, mie nu-mi trebuie oglinda aici pe perete pentru că eu nu văd la depărtare. Respectiv trebuie să-mi aranjez totul, evident, încă nu am făcut, dar o să fac astăzi neapărat. Cel târziu mâine de dimineață, mai trebuie să-mi pun bijuteriile acolo, să-mi pun câteva pe care le folosesc eu des. La masă, da? Și aici am hainele de ieri cu care am fost la ședință foto și pe care trebuie să le pun pe la locuri. Trebuie să spăl băile, acolo hăinuțele la vinii. Și aici hainele nu le-am dus, asta trebuie să spăl. În fine, aici avem jucării care... Oh my gosh, hai, ia uite apă, ia uite apă. Hai, urcă, mami. Așează-te. Așa, mamica, ce s-a întâmplat? Ce vrea Lavi să facă? Ia spune. Spune la fetiță, ia. Uite aici. Te ajut? Da. Cred că Victor nu o să fie de acord cu tine. Că asta este a lui. Dar pe ea nu o interesează. Acolo. Ce culoare e? Pink. Pink, corect. Lavi, dar asta ce culoare e? Asta. Roșu. Roșu, da. Dar asta? Asta ce culoare e? Ia uite asta ce culoare e. Galben. Galben. Dar asta ce culoare e? Verde. Verde. Dar asta ce culoare e? Ia uite. Pink. Ea nu zice roz la pink, zice pink strict. Asta? Asta ce culoare? Blue. Ok. Acolo e vârșul gol. Așa? Gol. Bine. Hai, fă să-ți mai dau, da? Ma. Nu, mami nu face, că mami are treabă, bine? Ține. Tot ți-am dat, da? Așa. Gata, o las să se joace, dacă tot vrea cu ăsta. La mine s-au descărcat... eu i-am pus mâncare. Da, bună treabă, Tania. Las că o hrănesc eu imediat, rapid, pentru că altfel nu ne încadrăm cu timpul. Și se pare că a mea curățenie o să se întindă pe când vin de la școală. Dar nu-i nimic, ușor o să fac. Astăzi o să fac ordine peste tot. Da, mai avem 15 minute și trebuie să ne apucăm să ne îmbrăcăm. Astăzi o să fac ordine peste tot. Mâine însă, să nu am nimic de făcut, o să merg
cu Lavi la piscină și la... Mâine e vineri. Mâine, Victor, e de vreme. Prima dată o să merg cu Lavi la teren și după care o să mergem împreună și cu Victor, deja după ce îl iau, la piscină. Poate, poate nu. Poate după ce o să doarmă Lavi, o să vedem. Încă nu știu cum o să fie. Cam asta blue e. Ca... Da, Blue, te rog, nu vorbi cu gura plină, că dai pe jos, bine? Și poți să te înneci, bine? E periculos să vorbim cu gura plină, ok? Cam asta e situația. Vă pup, ne vedem un pic mai târziu. Vlogul ăsta de astăzi cred că se extinde mai mult, pentru că filmez mai des, dar vedem dacă... O să fie mult material, atunci o să îl fac pentru astăzi și gata. Din materialul de astăzi și gata. Încă nu știu. V-am zis în vlogul trecut că vreau să fac, să postez de 2 ori pe săptămână, dar încă habar nu am. Parcă îmi vine să postez mai des. Dar uneori nu am chef să filmez, dar uneori nu am motivație. Faci ca un morcov? Da. Da. Și uneori nu am stare să filmez și atunci nu prea am material să filmez constant și să pun. Dar vedem, ne adunăm. Important este că ușor, ușor încep, v-am zis, să controlez atacurile astea de panică și o să fiu bine, așa că o să ne auzim mai des. Vă pup! Deci eu niciodată nu am înțeles și nici nu vreau să înțeleg persoanele. E cald, da. Am uitat să-i dau încălțăminte. Deci persoanele care nu așteaptă să ieși tu din lift sau orice altă, adică și eu când stau să... Ha, la lift eu aștept să iasă toată lumea și apoi intru. Deci n-am văzut așa ceva, n-am văzut așa... Sunt atâția oameni din diferite țări și se poartă atât de urât. N-am mai pomenit așa ceva. Acum, deci eu cu căruțul vreau să ies din lift, peste mine copii. Și copiii sunt trimiși de cei maturi, pentru că le strigă din urmă. Apasă, 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 ține liftul. Păi stai puțin, că trebuie să iasă oamenii, să iasă toți din lift și apoi să intri tu. Ceva extraordinar. Și așa se întâmplă acum, de când a început școala, deci... Efectiv, nu mai suport. Dacă o să prind, o să filmez, fără nicio rușine, o să filmez treaba asta. Lavi s-a pus pe vorbit. O să filmez treaba asta, pentru că este, zici că suntem la o fermă de animale, pe bune. Deja mi-a ajuns la faza asta, că eu nici măcar n-am ieșit și stau cu căruțul și ocup toată intrarea și tu te baci peste mine, pe bune. Despre ce vorbim? Despre ce 7 ani de casă vorbim? Stați așa, să mă lase să trec. Gata, mergem după Victor, cât e ceasul? Și 5:01. Noi suntem jos, numai bine, traversăm și apoi o să ne întoarcem acasucă să fac ordine. M-am gândit, v-am zis eu, că am de reînnoit ale mele unghii. Deci, eu vorbesc cu voi, dar credeți-mă că sunt departe. Ale mele unghii și m-am gândit astăzi să spăl tot ce am de spălat, să spăl băile, să șterg praful, tot ce e legat de apă și abia mâine să-mi fac liniștită, v-am zis. Să am totul gata și să-mi fac liniștită măști de păr, de față, unghiile să-mi le fac și toate cele. Gata, bate vântul, vă pup, ne auzim un pic mai târziu când îl iau pe Victor. Mi-am recuperat copilul. Mergem acasă. Lavi nu vrea să pună ochelarii. Asta e. A, Victor, ochelarii nu străpesc. Dar deja ajungem. Hai, mergi. Și... Da, mă pune tu, da. Vrei ochelari? Stai puțin. Haideți să vă arăt pe părți ce am făcut. Deci aici la noi este... Sunt, de fapt... mașinile de spălat și de uscat. Am pus aici
chestia asta, care uscătorul. Aici am mai pus asta de călcat, Doamne ajută-mă. Masa de călcat, am pus-o aici, am șters, încă nu s-au uscat mașinile ambele. Și aici am organizat în felul următor, pentru că deocamdată cât nu am luat un dulap, noi vrem să luăm un dulap până sus, deocamdată asta e situația. Deci avem masa aia de călcat pe care trebuie să o vând împreună cu fierul de călcat, dar o să vă povestesc despre asta. Aici avem rafturile acelea de care vă spuneam. Jos am pus de la Körher, la fel de la Körher detalii. Aici avem tot, ups, aici avem totul, toate astea de la Dyson și aici avem două vanish și clătitor, iar aici mai am lichid din ăsta și îl termin și arunc chestia asta pentru că nu îmi place formatul ăsta. Deja în momentul în care stătea totul deasupra, mi-era ușor, dar acum mi-e foarte greu să-l ridic și să torn acolo. De aceea varianta cu capsule e cea mai bună pentru noi, așa că aici o să se elibereze, o să rămână doar venișul și capsulele și asta o să se ducă și o să arate altfel. Aici avem Dyson-ul, aici avem haine negre și haine albe care se spală acum. O să vă arăt pe camere cum fac. De aici am scos cârpa asta cu care șterg eu spălbăile și astea sunt de la mașinile de spălat. O să le pun acolo, acolo unde are Tudor toate... La fel și asta trebuie de organizat cumva, dar nu știu cum. Toate chestiile lui de reparat, ce mai are el. Și deocamdată doar asta este gata. Mi-a luat foarte puțin până am făcut. Acum mă duc, cred că să încep. Am vrut să rezolv cu treaba asta ca să scap de ce am aici, de rafturile acelea. Și... mă duc să încep din camera copiilor, încoace, să vin să fac totul treptat. Imediat cred că o să vină și Tudor. Numai bine cât Tudor o să stea cu copiii, eu o să mă ocup de celelalte camere. Și dacă apuc, vă arăt așa pe trepte ce fac. Vreau să spăl și frigiderul, am foarte multă treabă. Vreau să fac iată aici, pentru că vedeți ce se petrece. N-am mai luat organizatoare, evident. Trebuie să-mi comand, stați că nu arăt. Trebuie să-mi comand și oxidant de păr. Am treabă. Dar oxidant de păr cred că o să-mi comand pe săptămâna viitoare, nu știu, până în vine, cam o săptămână face până vine. În rest suntem ok. Mă duc acum să-mi șterg floarea, că mi-am amintit, o să o șterg. Numai bine, am cârpele spălate altele. O să o șterg și... Dar haideți să vă arăt. De ce? De ce o șterg? Eu i-am luat un fel de... Bravo, 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 bravo! Deci, vedeți? Alb. Astea sunt... Da. Stai acolo, că aici e periculos, da? Iată. Iată așa s-a făcut. Astea sunt cuiburi din alea albe. Dar deja am luat soluție, am dat-o odată și văd că au dispărut. Acum trebuie să o șterg de toată chestia asta și ia uitați-vă, stați să văd. Da, se duc. Deci trebuie de șters. Poți să te așezi, da, poți, poți. Trebuie să o șterg pentru că stă lângă fotoliu, nu-mi place copiii să o atingă și de asta o să mă ocup chiar acum. Haideți să vă arăt puțin ce am făcut aici, în această cameră. Aici avem patul la vinie, nu avem ce să facem cu el. Deocamdată este patul acesta, încă încape, este pe jumătate, așa că îl lăsăm. Și stă aici pentru că avem aerul condiționat acolo și dacă îl mutăm undeva în partea asta sau asta, atunci o suflă aerul condiționat. Aici avem patul lui Victor, rămâne așa... Nu știu, la fel, îl suflă aerul condiționat și la un moment dat îl durea urechiușa, de asta l-am mutat aici. Mai departe,
Ce avem este această canapea, care, sincer, deja nu mai place aici. Nu mai vreau să o văd, dar nu avem ce să facem. Avem această căsuță care Victor nu vrea să o strângem, dar și Lavinie îi place, așa că o las aici. Aici avem transportul lor parcat și jucării câteva. Iată acolo skateboard-ul, aici a Laviniei, trotinetă și mai avem acolo bicicleta aceea. Biroul lui Victor arată cam așa. Nu am ce să-i fac, pentru că am scos Lego și arată mai curat, dar știu sigur când o să scoatem ce e aici, când o să... nimic. Lucește și aveam impresia că e ud, dar nu. Cred că au dat cu ceva soluție. Deci, când o să punem perdelele, o să fie cu totul și cu totul altceva. Cinele care așteaptă, ora. Aici avem jucăriile, toate jucăriile au încăput, respectiv acestea care sunt mai înalte, mai lungi, nu aveam cum să le pun altundeva decât în acest coș. Și l-am fixat aici pentru că el se strânge puțin. Aici avem tot Lego-ul care, iată, box-ul ăsta l-am luat noi de la Ikea acum când am fost. Lego-ul acesta care trebuie să-l facem pe trepte fiecare pentru că avem cărțile și cum ne-am mutat, foarte multe dintre ele care au fost deja făcute s-au stricat, așa că o să îl facem. Aici avem pianul lui Victor. Ăsta cred că o să meargă aici. Nu are ce face aici pe rafturile acestea. Și acolo, aceste rafturi, v-am zis că se duc, doar așteaptă să vină să le ia cineva. Și aici avem Lego și cărțile, cum v-am și arătat. Și acum mă apuc frumos de spălat toată baia. Vreau să spăl absolut orice colțișor. Mi-am luat aici soluții, mi-am luat pasta asta pe care o să o folosesc, mi-am luat perie, eu vreau să, iată, să spăl treburile astea, nu știu cât mă ține, dar vreau să fac astăzi totul, nu mai am puteri, vreau să fac neapărat totul, ca mâine să nu am treabă. Poate și poate să-mi rămână ceva la bucătărie, dar foarte puțin. În rest, pe deasupra așa să fac, să nu văd mâine mizerie. Nici nu vreau, că intru în depresie. Mă apuc repede de baie și merg mai departe în baia noastră, după care la noi în cameră am doar masa mea. Să-mi fac curat pe ea, să văd ce și cum. Și în rest, mai văd eu. Vă mai țin la curent cu ce fac. Ce zici? Uitați ce părere. La noi este aproape 8. Nu, n-am. S-a terminat. Mi-am comandat pentru această masă aici niște flori. Iată aici. Mi-am pus oglinda asta așa. Nu știu cât se vede de bine pe cameră, dar în realitate arată ok. Mă mai gândesc dacă s-o pun sau nu pe perete și respectiv să o dau jos când am nevoie să mă văd. Lavi, fugi de acolo. Lavi. Lavinia. Așa, mai departe. Aici avem câteva din machiaje. Mai multe sunt aici. Ce nu mi-a încăput și în spate am peruțele. Le-am pus așa. Aici am o... Da. Altă dată. Și oglinda am șters-o. Cam asta am făcut și ce am făcut. Și am spălat băile. Și credeți-mă... Oglinda, da. Iată, am spălat-o și gata. E cu mâinile pe ea. Credeți-mă că am obosit. Am spălat toate băile și sunt praf. N-am spălat-o aici, ia uitați-vă în colț, las că o mai spăl o dată oricum, pentru că poftim. Da, în camera noastră am făcut tot ce am avut, respectiv rămâne Tudor să mai pună
astea, șinele. Și masa asta oricum o să se tragă mai încoa, pentru că acolo vin perdelele, să vedem. Ce mi-a rămas să fac este să strâng aceste boxuri, pentru că nu avem nevoie de ele. Și da, living-ul și la bucătărie. La bucătărie m-am decis, în living o să fac curat, imediat o să strâng hainele, acele sunt haine pe care le-am spălat, aici e umbrelă. Mi-am făcut aici ordine pentru că era dezastru, trebuie să duc tot pe la loc. Iată asta, aparatul mare. Acolo avem laptopul care rămâne aici, aici niște haine. Ăsta trebuie să-l duc, mai am câteva chestii de făcut și apoi o să ne punem la somn. Da, Lavi? Iată aici, trebuie să fac curat. Ce? Ce ai acolo? Ce ai? Tocător. Tocător ai. Tocător. Girafa asta cred că o să meargă în cameră la copii. O să vedem. Imediat o să strâng și de pe acolo. Și cam gata. Bună dimineața, fetelor! Continuăm vlogul de ieri. Ieri n-am mai filmat pentru că Lavi iarăși nu a vrut să adoarmă la ea. Eu apoi m-am trezit. Îi fac boxul lui Victor și voiam să vă arăt repede ce am făcut ieri. Am făcut tot ce am vrut. Ce mi-a rămas este doar să calc hainele. Iată. Aici doar Tudor mi-a pus boxul ăsta, în rest eu am făcut, era totul haos. În living la fel. Pijama lui Tudor, masa este curată aici. Iată, avem un box din ala, știți, din alea două, care s-a potrivit aici și l-am pus. Am mai luat de pe raft și am pus în. Aici am luat scaunul și l-am dus. Aici la fel curat. Victor s-a trezit. Bună dimineața, Victor! Aici avem hainele pe care le-am strâns și trebuie să le duc. Ieri era toți dormeau. Și aici mi-am făcut curat, doar am haine de călcat și asta. Ziceți. Apropo, floarea asta am curățit-o cât de cât, cât am putut și arată mult mai bine. Și o să-i mai dau cu spray din acela. Stai să vă arăt ce spray am cumpărat. În rest, totul este curățel. De fapt, nu e spray, este o soluție pe care o faci în spray, iată-l. Și trebuie să pui foarte puțin. Este dozajul aici, pui și sprayezi de două ori pe săptămână. Odată am făcut deja, mă aștept. A singura chestie care mi-a rămas în câteva dulapuri. V-am zis, în acesta trebuie să fac curat, aici trebuie să fac curat, aici și cam gata. Da. Și cam atât. Și aici, și aici. Că aici avem dulciurile și toate bunătățile. Iată cum arată masa mea când îi fac lui Victor box-ul. Astăzi o să aibă căpșuni afine, un orțel, un suculeț și o să-i fac un hot dog, în ghilimele, cu din pâine din asta și am aici șuncă și mai am aici cașcaval și o să pun la grill, o să fac, asta trebuie să-l pun la loc. Sunt multe chestii pe masă care trebuie să băgate la loc pentru că nu-mi trebuie deja. Iată aici, nu v-am mai arătat. Aici am pus toată tehnica. De acolo un pic a căzut blenderul ăla, dar în rest este curățel. Eu evident că mor de somn, dar mor de somn într-un hal. Lavi? Îi pun camera, dar eu pun așa dintr-un colț din care nu o vede. Deja 3 zile nu o vede, așa că în locul acela este cel mai bine depus. Stați așa că am obosit. Eu când obosesc, mă pun așa.
repede, fac boxul. E 6. Este ora 6:30 la noi, eu iar casc. Evident că o să casc toată ziua. Îi fac boxul, am uitat că are banană. Da, bine, că i-am pus deja fructe. Le-am făcut terci, imediat o să-l hrănesc pe Victor și apoi el o să-și facă rutina lui de dimineață, să-și spele dinții, tot. Și apoi să mergem la școală la 7, fix peste oră. Da, fără 5 minute. În rest, am făcut exact ce mi-am propus, deci nu-mi vine să cred. Cu excepția, v-am zis, dulapurilor de la bucătărie și frigiderul, care nu l-am spălat, dar sunt mândră că ieri am făcut absolut tot. L-am strâns, că m-am ținut până la capăt. Cred că la ora 10 și am adormit. Eu iar ca... Apropo, nu v-am spus că noi deja, a doua săptămână, nu mai mâncăm cereale cu lapte. Da, am început să-i fac terci, omletă, orice. I-am făcut meniu, două săptămâni, parcă. Nu mai țin minte exact. Doar că terciul intră cel mai bine. Trebuie să-l obișnuiesc și cu omletă și cu tot. Și merge treaba. Așa îmi place, pentru că deja nu mai suportam să-l văd cum mănâncă în fiecare zi lapte cu cereale. Acum copilul meu mănâncă ca lumea, pot să zic. Da, acum i-am pus terciu, mă duc să-l duc și gata. Ne apucăm de treabă. Haideți să vă arăt și cum primește Tudor mâncarea. Deci, haideți să începem cu breakfast-ul. Vine așa într-un box din ăsta. La micul dejun are, iată, halloumi cu busuioc și cu bagel. Bagel cu busuioc și cu halloumi și niște roșii. Și un snack, care este snack-ul de dimineață, pe care îl mănâncă tot cu micul dejun, pentru că să nu îl ducă după el la muncă. După care avem, asta e dinner, așa, și asta. Iată, astăzi are doar o caserolă pentru lunch. De obicei are două. Aici avem ceva cu coconut, black beans, ceva cu fasole negre și în sos de stiu. Tudor, ce înseamnă stiu? Da. Ah, ok. Un fel de supă și alături cred că are un fel de orez. Ăsta la lunch și pentru snack-ul de mai apoi are un mus de ciocolată. Ăsta rămâne acasă. De obicei îl mănâncă când vine cu cu cina. Și aici avem cina. Este este vânătă, gratinată. Iată, cam așa arată. Se încălzește totul și alături are o salată astăzi. De obicei are salată și la lunch, astăzi nu are. Cam ăsta e meniul pe tot parcursul zilei. Fetelor, la noi este ora 11. Alune. Dar mami ți-a dat aluneție. Hai tu, papa alune. Au căzut câteva jos, da. Ora 11 și 5 minute. La ora 11:45 o să ieșim după Victor, dar până atunci Lavinia e fericită că i-am dat alune. Am fost afară, n-am mai luat camera, eu iar casc, deci nu mai pot. Nu pot să vă arăt că este în chiloței. Da. Cum doamna de zonge, cu mami de cu Gigi, cu mami de cu Lavi. Mami și Lavi a fost la teren și era o doamnă care avea încălțăminte blue, da? Albastră. Da. Da? Și se dădea pe leagă în alături de noi, da, mami? Da, cu bebe. Cu bebe, cu un bebe. Bravo, tot de din casă. N-am mai făcut nimic altceva decât să mă duc la teren.
Am obosit foarte tare ieri, să știți. Și mi-am promis că nu mai fac așa curățenie cu soluții în baie, cu soluții din alea să spele ceva. Pentru că de fiecare dată am observat, acum de când sunt însărcinată, de fiecare dată mi se face rău și mi-e greață după. Și oricum, m-a terminat... Ce faci, mami? Atent! M-a terminat fizic acea curățenie în baie, anume, pentru că trebuie să rozi, să depui efort. Nu mai vreau să fac asta, nu știu cum o să ne împărțim cu Tudor cumva. Dar... luni am 20 de săptămâni. Ar fi să nu mai casc pentru că mă întrerup și mă întind foarte mult și trebuie să aștept să-mi treacă ochii roșii, dar asta e. Trebuie să ne gândim ce să facem cu curățenia în baie, pentru că eu nu mai am puteri, eu jur. Mie îmi place să fac asta, dar eu nu mai am puteri. Habar nu am. O să vorbesc, să vedem ce facem. Lavinia, hai papa Lune. Eu mi-am comandat tort, deja nu mai știu de când vreau tort Napoleon. Da. Nu prea mănânc ziua. Bine, hai tu mănâncă, te rog, Alune. Nu prea mănânc ziua, dar iată chestii din astea pe care chiar le vreau, îmi permit să le mănânc. Și aștept comanda și apoi o să mergem după Victor. Lavinia, strângele de pe jos. Mi-am mai comandat niște pateuri cu ou și cu ziceți, ceapă verde. Abia aștept să văd, pentru că știu că sunt pateurile acelea ale noastre. Știți că v-am zis de mult, vreau să fac plăcinte, dar tot nu mă apuc. Și acum am aparatul ăsta de făcut aluat, o să fac, cred că, mai des, pentru că pâine, de exemplu, n-am mai copt, pentru că ne-a ajuns. Lavinia, ce face acolo, mă? Dar cred că mâine o să coc, pentru că o să ne trebuiască pe weekend. Mai sunt încă două felii sau o felie, nu mai știu. Acum la micul dejun am mâncat eu. Și după aia v-am zis, o să mergem după Victor. Voiam să mergem la piscină, dar mi-am amintit că eu astăzi mi-am pus în plan să fac unghiile. Așa că atunci când ne întoarcem de la școală, o să vedem. Lavi, nu știu dacă o să doarmă, dar eu o să mă apuc neapărat de unghii, pentru că trebuie să le fac. Și cred că pe mâine o să montez acest vlog, pentru că deja m-am, adică a filmat, cred că destul. Ce faci, mami? Da, imediat vă arăt ce mi-aduce curierul, abia aștept. Mi-a ajuns comanda, iată ce am luat, aici avem, și tu vrei? Iată, astea. Ia, op, stai așa, că l-aveai dezbrăcat. Hai, și aici avem tortul. Și iată tortul meu, ăsta e Napoleon. Nu-i bun? Vino și adu mie. Iar ăsta e ceva cu smântână.